terminasem anul întâi de masterat în administrarea afacerilor, când pasiunea asta pentru voluntariat și dorința asta pe care o aveam de când eram mică a izbucnit așa și am zis nu mai pot, trebuie să plec. Mi-am dat demisia de la ziar, am renunțat la cel de-al doilea an de masterat și am plecat așa într-o săptămână și am ajuns în Nepal. Voluntariatul fiind în țările mai sărace, asta e și nu regret. Când ești pasionat de un lucru, cred că ești în stare să faci lucruri care n-ai crezut niciodată că le vei face. Dacă aș câștiga marele premiu, ne-am întoarce în Nepal, pentru că nu te poți duce într-o țară și să aștepți să plouă de sus cu bani, că nu plouă nicăieri. Banii care ar veni din marele premiu ne-ar asigura un trai pe o perioadă chiar de vreo 2 ani de zile, să stăm acolo și să ne implicăm și să ne continuăm proiectele care le-am început. Haide, 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 bandă! Încet să mișc cloșurile alea. Să fie cald, să fie bine, să fie ceva rece de la frigider. Cred că și un caspaciu de la Arfibor. Haide, haide. A? Orice, dar rece să fie. Dar rece să fie. Sub 16 grade. Nu pot să cred că ești aici, că nu se mai deschide. Aș vrea pe sub 5 grade, dacă n-ai, se poate. N-ai, l-ai înghețat, deci. Nu cred că avem treabă cu desertul, așa că hai să vedem. Hai. Epa! Ta-dam! Ce avem aici? Piept de pui. Piept de pui ăsta? Muștar. Așa tăiat în forma asta? Și miere. Honey mustard. Hei, uite-mă ce era asta! Este o floare, mă! Băi, o floare! Fii atent! Da, băi, acum, mă! Da, e o floare! Băi, stricat floarea, mă. Nu am stricat-o, că pun asta la loc. Ce e, mă, conopida aia? Tulpina. Nu e conopida, da, pare... Nu, e conopida. E conopida? Nu. E mai o chiftea de ceva. Da. E cartof. E cartof. Am văzut la Cătălin de departe, mă, și am întrebat așa ce... De departe vezi aproape. Băi, stricăm floricica, băi. Stricat aia n-avem ce face. Am emoții. Muștar cu miere. Da. Uite, chifteluțe de cartofi. Biluțe de cartofi. Cum mă, dar? Nu-i cu mărar, adică un sosul e cu mărar. Are și castravete în interior. Sosul e un fel de tzatziki. După sosul ăsta cu muștar cu miere? Îți place că e dulce. Te-a prins. Te-a prins. Cred că e cineva tineret. Noele. No. E o doamnă, 60 de ani. Mm. Vai de mine. Că doar așa la vârsta aia mai faci pieptul de pui așa uscat. L-am uitat în tigaie, sorry. Și are timp de chifteluțe de-astea așa, din cartofi, să le mai umple cu ceva, să le mermelească, să le... Mă, da, asta e tare. Aia face parte din... Așa erau brodate pe ștergare și pe fețe de pernă și pe... Da, da, mileuri. Mileu, nu mă mileu, pe alea de pat. A, și îți rămânea forma pe pat. Era cea mai mișto. Aveai floricele în fiecare dimineață. Corect. Votăm? Mai ai sos pe acolo? Da. Mai, un sos e foarte dulce, un sos e foarte acru. Ăla e un fel de tzatziki, Cătăl. Chifteluța cu sosul cu muștar. Se pare foarte bună. Carnea e uscată, dar chifteluța cu muștar e mișto. Bun, bun. Mai când am avut așa emoții niciodată. Și când m-am murit, am fost mai relaxată. Ce-o fi, o fi? Floral! Uite florile! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Cum vă numiți? Narcisa? Tina? Nu, mă numesc Flavia. Sunt din Bistrița. Ce faceți? Cu ce vă ocupați? Cu foarte multe, dar să iau așa, am grijă de copiii mei micuți, deci încă sunt în concediu de maternitate. Așa. Colaborez ca și reporter la un ziar local, online. Am înțeles. Așa, încep în pași mici să fac o afacere a mea,
Ce vânzare de produse este un job special dedicat mămicilor, să nu fii forțată de un program fix să mergi la lucru, să poți să stai cu copiii dacă au nevoie de tine. Sunt voluntar. Și timp de tine când mai ai? Uite, ceea ce am făcut în seara asta e pentru mine. E așa, pentru noi. Voluntar în ce domeniu? Educațional, social. Am fost în Nepal, am fost în Ucraina, am ajutat sinistrații din România când au fost inundații. Deci cam peste tot pe unde e nevoie. Foarte frumos. Cum a fost în Nepal? În Nepal a fost un amalgam de sentimente, pentru că, în primul rând, a fost cultura diferită, dar la scurt timp după ce am ajuns acolo, am prins cu tremurul din 2015. Eram și cu băiețelul nostru, care avea un an și 4 luni atunci. A fost mare rău ăla. Da, a fost de 7,9, peste 9.000 de morți și peste 200.000 de răniți. Deci cum a fost? Ce s-a întâmplat? Sincer, în momentul în care a avut loc cu tremurul, am avut ca un blocaj, nu am realizat ce se întâmplă. Okay. Când lumea a început să fugă încoace încolo și am văzut ziduri dărâmându-se, am zis, măi, ceva se întâmplă, trebuie să mă duc la soțul meu, care, by the way, îl cheamă Florin, și deodată cu tine. Când m-am dus și am ajuns la el și la băiețelul meu, Florin a zis, Flavia, ai simțit ce cutremur? Și atunci mi-a făcut click că, de fapt, fusese cutremur. Noi, fiind în capital, am fost la 80 de kilometri de epicentru. Nici casa noastră nu a avut de suferit, doar câteva fisuri. Și nici noi n-am pățit nimic. A fost o provocare să dormi 3 nopți în câmp, în așteptarea replicii cutremurului, pentru că se anunța descălecarea plăcilor și s-ar fi anunțat că e mai mare. Încă se așteaptă. Și într-un an de zile de la cutremur am simțit peste 500 de replici de magnitudine peste 4. Serios? Da. 500? Da. Și ați mai stat un an acolo totuși? Da, am mai stat încă un an după cutremur. A fost o dovadă de iubire și a faptului că într-adevăr ne pasă de ei. Pentru că oamenii în momentul respectiv aveau nevoie de noi, să spun așa. Deși am fi putut alege să venim acasă, am rămas lângă ei și a fost greu să ai tot timpul pregătit bagajul ca să fugi din casă în momentul în care erau replicile și să simți într-un an de zile 500 de replici, nu-i ușor, dar relațiile cu cei de acolo s-au întărit și oamenii au văzut că iubim și că ținem la ei și bucuria de pe fețele lor ulterior ne-a făcut să zicem, măi, s-a meritat. Am, să zic așa, am adunat fonduri din Extend și le-am focalizat înspre construcția de școli, case temporare. A fost o dovadă pentru ei faptul că, mai, nu, într-adevăr, ne pasă de tine. Da, pasă și de nu a fost niciun moment în care să zici, băi, e prea mult, adică, totuși, cu tremur ca ăsta... Cum să spun? M-aș duce înapoi. Vrem să mergem înapoi. Ne-am îndrăgostit de copiii de acolo. Am venit acasă, acum avem o fetiță mică și vrem pe viitor să mergem. Să vă trăiască. Și... cu gătitul? Eu văd gătitul ca o artă, ca un loc unde îți poți da drumul la imaginație. Și îmi place să combin lucrurile și să încerc cam din nimic să fac ceva. Pieptul, într-adevăr, e uscat că am făcut eu o greșeală. Am oprit focul și am lăsat tigaia pe ochiul încă încins și s-a uscat. Asta e.